În Europa, o persoană din 20 suferă în prezent de depresie și o persoană din 4 va trece printr-un episod depresiv la un moment dat în viață. Tulburarea depresivă majoră afectează aproximativ 5% din populația Statelor Unite. Depresia a devenit principala cauză de îmbolnăvire și dizabilitate la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În 2017, peste 300 de milioane de oameni, adică 4,4% din populația lumii, sufereau de depresie. Iar costurile economice asociate depresiei se ridicau în 2007 la peste 135 de miliarde de euro doar în spațiul economic european. Modificări pe care le produce depresia la nivel cerebral Atunci când cineva devine depresiv, în creierul său au loc câteva modificări majore care afectează modul acestuia de funcționare. Activitatea cortexului prefrontal dorsolateral scade sub nivelul normal, așa că oamenii cu depresie au afectată capacitatea de a se concentra, de a gândi limpede, de a planifica, de a rezolva problemele și de a face față stresului vieții. Cortexul cingular anterior este de asemenea sub nivelul optim de funcționare, ceea ce îi induce un sentiment de distanță emoțională față de ceilalți dar și dezorientare și dificultate de a lua decizii. Cortexul prefrontal, orbital și cel medial sunt partea creierului care ne convinge de eroare și ne îndepărtează de comportamentul nepotrivit. Dacă am fi într-un magazin și ne-ar trece prin gând să ne scoatem toate hainele de pe noi, această parte a creierului s-ar activa, provocându-ne disconfort și încercând să ne îndepărteze de un astfel de comportament. Atunci când suntem depresivi, aceste două zone din creier devin hiperactive. Acest lucru înseamnă că o persoană depresivă are sentimente intense de vinovăție și inadecvare, precum și senzația că tot ceea ce face este greșit. Amigdala, sistemul central de alarmă al creierului, este de asemenea hiperactivă în depresie generând sentimente constante de frică, neliniște, zbucium sau de pericol iminent. În depresie, centrul plăcerii din hipotalamus nu se mai activează, așa că persoana experimentează sentimente copleșitoare de tristețe, vinovăție, insuficiență, frică și neliniște. Se simte separată de ceilalți, nu are capacitatea de a gândi clar și întâmpină dificultăți în rezolvarea problemelor. De asemenea, se simte copleșită, incapabilă să ia decizii ori să se bucure atunci când au loc evenimente pozitive. Adevărul despre el ne vindecă. Depresia produce o durere emoțională cupleșitoare, dar afectează și corpul, subminându-i sănătatea de fapt, orice activitate care împinge creierul către desechilibru este o activitate nesănătoasă. După cum orice activitate care menține circuitele neuronale în stare de normalitate este bună și sănătoasă. De aceea, orice concepție despre Dumnezeu și religie care activează în mod cronic circuitele temerilor din creier va duce la distrugerea creierului și a trupului. Iar în final va crește nivelul egoismului. Dar descoperirea adevărului despre Dumnezeu va vindeca de frică și de egoism atât creierul cât și trupul. Când acceptăm adevărul despre Dumnezeu așa cum a fost el descoperit în Isus, minciunile sunt îndepărtate și adevărul este restabilit. Pentru că avem încredere, ne deschidem inima pentru El, și prin puterea Duhului Sfânt se va declanșa o lucrare supranaturală de regenerare, refacerea inimii și a minții. Pe măsură ce simțim dragoste, frica scade și, în final, dispare. În loc să trăim doar pentru noi, căutăm să-i ajutăm pe ceilalți. Lucrurile vor fi diferite pentru că avem motivații noi, iar acestea ne limpezesc mai bine sensul lucrurilor. Pe măsură ce nivelul de stres și de teamă se diminuează, pacea și încrederea sporesc. Petrecem mai mult timp cu Dumnezeul iubirii și astfel semănăm din ce în ce mai bine cu El. Chiar dacă se întâmplă să cădem iarăși în tiparele egoismului, Mintea se sizează acest lucru și ne întoarcem imediat, regretându-ne slăbiciunea și dorind să fim eliberați din nou de ea. În această relație bazată pe încredere, experimentăm iertarea. Harul și prezența lui Dumnezeu ne ridică de unde am căzut și ne așează iarăși pe drumul potrivit. Iar noi alegem să fim tot mai asemănători cu El până îl vom vedea față către față paș către asemănarea cu el. Există câteva schimbări practice pe care le putem face pentru ca tot acest proces de vindecare și de apropiere de el să devină realitate. Gândește cu mintea ta. Așa cum doar cei care practică exercițiile fizice beneficiază de ele, se spune că la un meci de fotbal, zeci de mii de oameni care au nevoie disperată de mișcare privesc la 22 de jucători care au nevoie disperată de odihnă. Tot astfel, doar cei care își dezvoltă capacitatea de a raționa pot culege beneficiile acestui efort. Prin însă și natura sa, păcatul distruge tot ce atinge, inclusiv capacitatea noastră de a gândi. Pierdem capacitatea de a discerne ce este sănătos de ceea ce este nesănătos, ce este bine și ceea ce este rău. Iar pierderea sensibilității morale activează pasiunile și imoralitatea. Acesta este, de fapt, scopul satanei: să distrugă facultățile intelectuale înalte, să detroneze rațiunea, să deregleze conștiința, simțul moral. Și să controleze voința prin pasiuni și sentimente intense, pentru că această cale duce la moarte. Semne că rațiunea suferă. Dacă Dumnezeu a spus, eu cred și gata. Deși sună foarte spiritual, acest mod de gândire ne conduce spre o credință fără suport, pe care Dumnezeu nu ne-a cerut-o. El vrea să credem. Că Dumnezeu este dragoste, nu doar pentru că El a spus-o, ci și pentru că a dovedit-o. Dumnezeu nu depinde de sloganuri sau declarații fără acoperire, ci El vrea ca noi să credem adevărul, pentru că ne-a oferit suficiente dovezi. Când acceptăm declarații care nu se construiesc pe dovezi, arătăm că nu avem capacitatea de analiză, iar acest lucru ne slăbește gândirea proprie, făcându-ne dependenți de altora dacă a fost bine pentru părinți. Din păcate, în creștinism există tendința de a-ți lega credința de convingerile persoanelor pe care le iubești sau în care ai încredere. Acest obicei anulează gândirea critică și blochează mintea în fața schimbărilor pe care le poate aduce viitorul. Nu pot greși atât de mulți oameni. Argumentul majorității nu ține seama de episoade biblice, precum potopul din vremea lui Noe sau respingerea și răstignirea lui Isus, care arată că un drum nu este cu adevărat bun doar pentru că cei mai mulți au votat să meargă pe el. Mânia și refuzul de a răspunde la întrebări. Adevărul nu se teme de verificări, iar cei care știu acest lucru nu se simt amenințați atunci când se nasc întrebări cu privire la convingerile lor. Prin contrast, lipsa argumentelor poate naște mânie și refuzul dialogului, semn că persoana nu este suficient de sigură de ceea ce crede și că nu și-a destat argumentele pe care se clădesc convingerile ei. Credința oarbă Mulți cred lucruri care nu au sens sau care nu pot fi argumentate, susținând că le acceptă prin credință. Dar numai minciuna cere acceptare, fără nicio dovadă. Spiritismul Acesta este un gen de cunoaștere fără investigarea dovezilor sau folosirea rațiunii, în care experiențele supranaturale și emoțiile puternice înlocuiesc cercetarea scripturilor caută adevărul în mod intenționat, cu dorința de a-l găsi. Avem nevoie să creștem continuu. Noi suntem limitați, dar Dumnezeu este infinit, ceea ce înseamnă că există o cantitate infinită de adevăr de descoperit. Nu putem avea niciodată pretenția că am ajuns la capăt, pentru că refuzăm creșterea. Mintea trebuie păstrată deschisă pentru acceptarea dovezilor care se armonizează cu toate cele trei domenii de cunoaștere: Scriptura, știința și experiența. Trăiește asemenea lui Hristos. Dacă studiind dovezile pe care le avem, înțelegem că Dumnezeu este de încredere și iubitor, putem începe fiecare zi alimentându-ne dorința de a fi asemenea lui. Și împreună cu el, meditând la caracterul său, încrezându-ne în el în ce privește viața și viitorul nostru, oferindu-le altora ceea ce am primit de la Dumnezeu. De fapt, cu cât oferim mai mult, cu atât primim mai mult. Calea Iubirii Tot ceea ce există în Univers funcționează pe baza legii iubirii. Nimic nu există doar pentru sine. Totul este într-o strânsă legătură, și fiecare slujește nevoilor celorlalți. Omul este singura ființă care trăiește doar pentru sine, însă iubirea înseamnă să trăiești pentru alții. Sunt întotdeauna reținut atunci când stau de vorbă cu tinerii care vor să se căsătorească și care povestesc despre cât de fericiți vor fi după ce se vor căsători. Îi privesc cu drag. Și în același timp mă gândesc că, fericit în căsătorie, ajunge doar acela care face acest pas pentru că vrea să-l facă fericit pe celălalt, indiferent de circunstanțe. Ate căsători așteptându-te ca partenerul să te facă fericit, indiferent ce se întâmplă, este o relație garantată pentru nefericire. Nu este mai mare dragoste, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, spune Biblia. Redefinind dimensiunea iubirii autentice, pentru a include și sacrificiul. Încălcarea legii iubirii modifică și caracterul. Apar germenii egoismului, se activează frica, rațiunea se dezechilibrează, conștiința este bruiată, iar voința cade sub controlul sentimentelor. Apare principiul supraviețuirii celui mai puternic, iar omul pierde capacitatea de a iubi. Planul lui Dumnezeu este să ia omul afectat de păcat, născut cu înclinație naturală spre egoism, și să refacă în el chipul său. Iar oamenii recreați trăiesc altfel. Nu sunt oameni care se plâng de condițiile în care trăiesc ori care și-au pierdut speranța, și nici măcar oameni care se tem de pandemii, de sfârșitul lumii sau de moarte. În grădina Ghețemani, înainte să fie crucificat, cea mai mare dovadă de dragoste din istorie. Isus a cunoscut suferința până la agonie. Dacă ar fi făcut alegerea de a se sacrifica doar pe baza a ceea ce simțea, nu ar mai fi murit. Iar astăzi nu am mai fi vorbit despre speranță. Dacă decizia sa s-ar fi sprijinit pe susținerea acordată de ceilalți, inclusiv de persoanele dragi, speranța noastră ar fi murit. Dragostea nu este un sentiment. Este acțiune chiar împotriva sentimentelor. Criza prin care trecem poate fi un moment prielnic pentru a decide că vrem să fim ai lui și asemenea lui. Pentru a decide că vrem să trăim altfel. Să fim capabili să facem deosebirea între adevăr și minciună, să alegem adevărul mai presus de părerile și aprobarea celorlalți, și mai ales să iubim așa cum ne-a iubit el. Salutare! Sunt Andra Croitoru și te invit să ne urmărești în fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsești acest articol, dar și multe altele pe semnele -timpului De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus, atât la nivel național cât și a filialei din centrul tău universitar, pe Facebook și Instagram. Iar până la următorul articol, tendem să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!